Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, la Moscova, am citit știrea asta, războiul are defecte surprinzătoare. Adică, practic, istoria revine. La Moscova, rușii au confiscat ceasuri de milioane de euro de la un magazin elvețian. Niște ceasuri Audemars Piguet, cred că zice. Super ceasuri, înțeleg. Da, credem pe cuvânt. Da. Deci au intrat, dar vai ceas, era magazinul de alături, magazinul de confecții de alături. Băi, a zis și davai palton? Zi-mă, a zis davai palton sau ceva? Zi-mă să ascundem paltoanele. Asta e problema cu rușii. Bă, la război ăștia mereu simt nevoia să davai ceas, davai palton. Nu se pot dezbăra de chestia asta. S-au dus la magazinul elvețian, furtul, mă rog, confiscarea, de fapt, a fost comisă de agenți FSB. Adică KGB, ca să o spunem pe aia. Dar treabă. Cum ăștia se legitimează? Da, s-au dus, s-au legitimat. Serios? Suntem de la KGB, da, au explicat că au fost infracțiuni vamale și trebuie să confiște marfa. Deci e metoda Maradona, dar acum cu KGB, înțeles? Și le-au explicat asta. De asta nu era nici serviciu secret, că poate a fost o... Poate a fost un scenare. Păi asta zic, metoda Maradona. Da, exact. Dar nu cred. Cred că acolo FSB-ul face o mulțime. Iau o mulțime de decizii. Crezi că au legitimați de alea pe piept, cum au la fotbal alea mari, să le vadă toată lumea? Nu, cred că sunt exact ca pe vremuri, după Guler. Ok. KGB. Ceasurile, infracțiune vamală, hai, puneți-le în cutii și dați-le încoa. Avem noi grijă de ele, înțelegi? Elvețienii cred totuși că acțiunea ar fi fost o măsură represivă arbitrară ca răspuns la sancțiuni. Adică elvețienii au adoptat și ei sancțiuni împotriva regimului. Le-au blocat conturile, nu? Le-au blocat vreo 5,6 miliarde de euro. Și ăștia le-au blocat ceasurile. Asta, da. Dar vezi că din punctul ăsta de vedere rușii sunt mai practici. Adică la ruși represaliile astea sunt pret-a-porte. Adică da. Ei pot să și poartă represaliile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.